Știai că postul poate face minuni? Avem mai multe posibilități de a posti, fie că dorința este o detoxifiere, pierderea de kilograme, un motiv medical sau spiritual, avem pe alese. Postul intermitent, postul medical, postul diurn, începând de la răsăritul până la apusul soarelui, postul catolic, postul ortodox și lista poate continua. După durată, postul este de o zi, de 3 zile, de o săptămână sau cât vrei tu de lung. Postul face mari minuni, așa spun toți cei care iau decizia de a posti. Acum că a început postul Paștelui, ne amintim din anii trecuți că este o perioadă de înfrânare binevenită. Nu este totul să mâncăm bine și să bem bine până nu mai încape noi. Curățenia sufletului contează cel mai mult, însă și pauza de la plăceri culinare. Din punct de vedere alimentar, evităm desigur consumul alimentelor și băuturilor provenite din surse animale, carne, lapte și ouă. În timpul postului, aportul de proteine este asigurat de alimente vegetale, soia, din produse din grâu, cu valoare biologică intermediară, la fel de bine ciuperci, legume, măsline, fructe oleaginoase și lista continuă. Ne putem pune creativitatea la treabă pentru a crea rețete simple și plăcute ce fac chiar minuni pentru organism. Legumele cu frunze verzi, sfecla roșie, avocado, struguri, piersica, soia, toate conțin fier, iar fructele vin cu vitamine. Fructele devin desertul nostru, fie proaspete sau măr la cuptor, dovlea copt, în plăcinte sau sub formă de smoothie-uri. Verificați cu medicul dumneavoastră sau cu experiențele trecute dacă în organism sunt toate cele necesare pentru a vă păstra energia. Recomandarea generală la începutul primăverii se referă la comprimate cu seleniu, cu vitamina A, cu vitamina C și cu vitamina E, care sunt suplimente utile în situații de schimbări, stres, oboseală sau diete nou introduse. Pentru cei ce postez de bunăvoie însă, postul este folositor tot timpul, spune Sfântul Vasile cel Mare. Iar studiile medicale arată că postul este un instrument important de vindecare și regenerare.